O femeie în vârstă de 43 de ani din comuna Poienari a ajuns la Spitalul Municipal de Urgență din Roman după ce a ingerat în mod voluntar 10 pastile, dintre care 5 comprimate de antibiotic și 5 diferite. Femeia, gravidă în 15 săptămâni de sarcină, a ajuns la spital după o ceartă cu soțul, în urma căreia a vrut să-și încheie socotelile cu viața. După un consult ginecologic, medicii au constatat că fătul din pântecele femeii era deja decedat de circa o săptămână. Un caz mai deosebit, de fapt al doilea caz tentativă de suicid în ultimele zile, este la o persoană de sex feminin, născută în 1975 din localitatea Poienari. Tentativă de suicid prin ingestie de 5 comprimate de antibiotic și 5 comprimate de persoana a fost adusă de către ambulanță la ora 0 și 10 minute la compartimentul de primire urgență Roman. Cu vărsătură, a fost direcționată spre secția de obstetrică ginecologie, unde medicul de gardă, în urma ecografiei efectuate în urgență, a pus diagnosticul de sarcină 15 săptămâni, oprită în evoluție de o săptămână. Deși inițial exista suspiciunea ca sarcina să se fie oprită din evoluție din cauza medicamentelor pe care mama le-a înghițit, medicii specialiști au infirmat acest lucru, precizând că fătul era deja mort când femeia a luat acele pastile.